UPL vă recomandă Signal și Rancona. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici alături de Ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros. Domnule ministru, vreau să discutăm și despre prioritățile noului PAC, noua politică agricolă comună, pentru că ce se întâmplă cu acest PAC, cu această politică agricolă comună, ne va privi în următorii 7 ani. E un subiect care impactează agricultura românească, societatea românească pe următorii 7 ani. Da, am reușit să terminăm împreună cu aproape tot ceea ce înseamnă mediul asociativ. Noi ne-am întâlnit până acum cu 119, chiar l-am numărat, 119 asociații. Sigur, eu nu-mi permit să discut reprezentativitatea acestor asociații și de aceea am primit pe toți cei care și-au exprimat dorința de a veni la aceste consultări. A fost acea perioadă de stare de urgență în care ne-am consultat mai mult online, dar după care am avut întâlniri tet-a-tet. Tet-a-tet, să zic așa. Am reușit să ajungem în aproape toate județele, cred că doar în 3 județe, eu personal nu am fost, dar au fost colegii mei, în așa fel încât să luăm pulsul și de la fiecare fermier, să zic așa, cu care am reușit să ne întâlnim, să vedem și poziția fiecărui fermier, și mai mic și mai mare, și din zona montană, și din alte zone, ca să luăm pulsul, să vedem care sunt adevăratele nevoi, pentru că am făcut o analiză SWOT și pe urmă am făcut o analiză a nevoilor care acum s-a întors de la comisie și tot cu mediul asociativ o să creionăm și prioritățile, practic ca să rezolvăm, nu toate, că nu o să le putem rezolva toate aceste nevoi, dar o bună parte dintre nevoi va trebui să le rezolvăm. Așteptăm acum doar acele regulamente europene care să ne creioneze care sunt ecoschemele, să știm exact cum gândesc ei acele ecoscheme, în așa fel încât noi ne ducem cu programul național strategic să nu ni se respingă programul național strategic. Noi cam știm în ce zonă am vrea să ducem banii dedicați ecoschemelor, pentru că chiar dacă discutăm doar de 20% din pilonul 2, asta înseamnă 400 de milioane de euro pe an. Și, din pilonul 1, pardon. Or fiind în pilonul 1, dacă nu ar fi fost cei 2 ani de învățare care am reușit să-i negociem cu toții, am spus, domnule, până să obișnuiesc fermierii cu aceste ecoscheme, pentru că ele fiind obligatorii pentru țări, dar voluntare pentru fermieri, s-ar putea ca mulți dintre fermieri să nu acceseze aceste ecoscheme, ori dacă în fiecare an banii se pierdeau și nu-i puteam reporta pe anul următor, era o pierdere foarte mare. S-a acceptat acești 2 ani de învățare în care putem să testăm ecoschemele pe care le gândim acum. Comisia, și am cerut comisiei de fiecare dată, nu numai eu, și comisarului, dați-ne 3 exemple. Cum gândiți, la nivelul comisiei, cum gândiți voi aceste ecoscheme? Ca să știm și noi cum să pliem ecoschemele, sigur, pe flexibilitatea acceptată, în așa fel încât toți banii să-i absorbim și să nu pierdem banii. Asta așteptăm și așteptăm trialogul privind plafonarea, pentru că asta este foarte important și cei care se uită la noi știu că sunt interesați de acest lucru. În urma trialogului se va lua decizia finală dacă va fi sau nu plafonare și cum va fi aceasta. Poziția oficială a noastră, care a fost agreată, că n-a fost numai a noastră, a fost agreată și la nivelul Consiliului Agri-Fish, a fost aceea că dacă facem o plată redistributivă mai consistentă, să această plafonare să fie voluntară. Pe noi, ca țară, acest model ar fi acceptabil pentru noi. Pentru că am reușit astfel să-i ajutăm pe cei mai mici, așa numitele ferme de familie, să se consolideze fără să-i afectăm foarte mult pe fermierii mari. Dacă nu impunem o plafonare, ci doar facem o plată redistributivă, chiar dacă aceasta este mai consistentă. Asta ar fi modelul pe care am vrea noi să mergem legat de plafonare. Să nu facem plafonare, doar să facem o plată redistributivă. Ca să putem, sigur, sprijini această fermă de familie, care este una din prioritățile noastre, consolidarea fermei de familie. Am spus-o și cu alte ocazii, avem peste 800.000 de ferme de subzistență, dintre care
multe dintre ele probabil nu vor mai rămâne, ci se vor unifica în ferme mai mari, ferme comerciale, care să reziste pe piață. În așa fel încât în zonele rurale, sigur, în funcție de caracteristica fiecarei zone rurale, că în zona de munte discutăm de un alt concept al fermei de familie, în zona de șes altceva, domeniul de activitate iarăși va, diferă foarte mult și atunci dimensiunea acestei ferme iarăși poate să difere foarte mult și de domeniul de activitate în care activează această fermă de familie, dar oricum vrem să dăm o atenție deosebită acestor ferme de familie, să reușim să le consolidăm, pentru că dacă aceste ferme de familie nu sunt consolidate, încet, încet, în zonele rurale, viața și activitatea dispar încet. Și nu cred că ne dorim acest lucru. Apoi, vrem să consolidăm poziția producătorului, pentru că în tot lanțul acesta trofic, lanț valoric, cum spun, am observat că producătorul este cel mai vulnerabil, cel mai firav. Întotdeauna când se întâmplă câte ceva, primul care pierde este acest producător. De asemenea, dorim să consolidăm mediul asociativ. Ne dorim un mediu asociativ foarte puternic și mă bucur că de acum, la întâlnirile Copa Cogega, vor putea participa și cei care reprezintă mediul asociativ din România. Știu că au fost discuții legate de reprezentativitate. Noi am făcut ce a depins de minister. Am plătit acele cotizații astfel încât măcar în această perioadă când se negociază, pentru că încă se mai negociază, inclusiv anul viitor vom avea multe negocieri pe programul național strategic, este foarte important că alături de ministru, la masa negocierilor, chiar dacă în altă sală și cu alții, să vină cu argumentații care să sprijine ceea ce ministrul spune, să vină cu argumentații și cei din mediul asociativ. Alte țări sunt reprezentate și era corect ca și mediul asociativ românesc să fie. Apoi, noi vrem să corectăm acea balanță comercială de care tot spunem că din 2016 a început acel declin al balanței comerciale. Sigur, au fost multe cauze, dar noi credem că dacă o să investim mai mult și o să alocăm mai mult în PNDR pentru tot ceea ce înseamnă procesare și depozitare, o să reușim să corectăm, nu peste noapte, această balanță comercială. Apoi, vrem să dezvoltăm piețele locale și aici este un rol important și al consiliilor județene și al primarilor. Ei pot să contribuie la tot ceea ce înseamnă piața locală. De aceea o să venim în sprijinul lor. Cred că în această săptămână o să apară ordinul comun al Ministerului Agriculturii și a celor de la Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice, în așa fel încât să dăm posibilitatea legală fiecărui edil să facă achiziții pentru produse agroalimentare de la producătorii locali, utilizând exact orientările Comisiei, Farm to Fork, Green Deal, lanț scurt, amprentă de carbon scăzută. Dacă argumentăm în caietul de sarcini în acest limbaj bruxeles, pentru că asta o fac toate țările, edilii vor avea posibilitatea legală, fără să fie în pericol, să facă achiziții pentru tot ceea ce au dânsi în subordine, nu știu, spitale, cantine, școli, de în primul rând de la producătorii locali. Este logic să se întâmplă așa, pentru că și în alte țări se întâmplă și este logic, pentru că tu ca și primar cumperi din impozitele adunate de la comunitatea locală și este normal să poți cumpăra în primul rând de la ei acele produse care se găsesc, pentru că nu se vor găsi toată gama. Apoi, sigur, legat de acest schimb de generații în agricultură, deja am discutat cele două modificări care vrem să le aducem, să oferim șansa și celor care lucrează în diaspora, dar să începem să dăm teren conform acelei legi din 2016 și tinerilor fermieri, iar programul va continua și pe... Noi am prins în programul 2021-2027 520 de milioane euro pentru continuarea acestui program. Pentru că am încercat să creionăm și sumele în funcție de
Apoi, legat de învățământul profesional și tehnic, lumea cred că cunoaște care este poziția mea. Aici trebuie să încurajăm foarte mult învățământul dual. Până să cumpărăm noi și să finanțăm ferme didactice pe lângă licee, cred că un rezultat imediat și cu costuri mult mai mici ar fi ca toate liceele agricole și care doresc în continuare să rămână cu profil agricol, să facă acele contracte cu fermierii sau cu procesatorii de învățământ dual, iar cele care vor face vor beneficia și de sprijinul Ministerului. Pe lângă banii care vin de la Ministerul Învățământului, noi am prins 40 de milioane de euro în programe unde vor fi eligibile acele licee, ele nu vor concura cu alte entități, acele licee agricole care fac pasul spre învățământul dual. Domnul ministru, mai am câteva întrebări venite de la telespectatorii noștri și de fiecare dată au întâietate. Una legată de irigații. Uitați ce înscrie un președinte al unui UAI din zona Constanța, domnul Soare Constantin. Vă întreabă așa. Organizațiile de irigații care au accesat un proiect de reabilitare a infrastructurii secundare pe măsura 4-3 și nu și-au finalizat reabilitarea infrastructurii secundare în programul următor, din ce surse financiare pot accesa proiecte pentru finalizarea infrastructurii secundare? Da, deci noi acum evaluăm toate lucrările care sunt în execuție sau au fost contractate. Toate cele care sunt începute, în mod normal o să le finanțăm și o să, în primul rând, pe perioada de tranziție 2021-2022, va merge această măsură 4-3. Dacă nu se vor finaliza toate cele începute, o să continuăm măsura doar pentru cele începute. Pentru celelalte care nu au fost începute, că discutăm de infrastructură secundară, și tot ceea ce înseamnă infrastructură principală o să le prindem în acest PNRR, pentru că altfel vor rămâne zone care nu vor fi acoperite. Și ce folos că o să terminăm o lucrare mai mare cu zone neacoperite de reabilitarea acestei infrastructuri. Deci, colegii noștri de la NIF, acum când pregătim documentația, monitorizează și au evaluat toate lucrările care sunt în execuție, toate proiectele care au fost câștigate, unele au fost începute, altele nici măcar nu au fost începute, în așa fel încât să știm ce anume o să prindem în PNRR, ce anume o să continuăm pe măsura 4-3 în perioada de tranziție 2021-2022 și dacă nu se vor finaliza, sigur, să continuăm acel 4-3. Dar noi ne-am dorit ca cel puțin până la finalizarea perioadei de tranziție, până la începutul 2023, să se termine toate cele începute, să facem pe Programul Național de Reziliență restul, iar începând din 2023, fermierii pe o măsură asemănătoare să își procure echipamente de udat, să nu mai amestecăm lucrurile. Asta ne dorim. Nu știu dacă vom reuși ca în 2 ani, toți cei care au început niște lucrări, să le și finalizeze pe măsura 4-3. Bun, 10 secunde de publicitate și după o să discutăm despre legea camerelor agricole. Da. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Am revenit în direct alături de ministrul agriculturii, domnul Adrian Oros. Ce facem cu aceste camere agricole? Știu că legea era spre promulgare la președintele României, numai că am înțeles că a fost respinsă pentru anumite articole ca fiind neconstituționale. Da, am văzut și eu motivarea, am citit motivarea, a fost că era o lege organică și nu putea fi modificată semnificativ de o lege ordinară. Asta a fost motivul de neconstituționalitate. În rest, era o lege pe care cred că toată lumea o așteaptă, nu toată lumea, dar majoritatea fermierilor o așteaptă. Eu am spus încă de la începutul mandatului că era normal ca aceste camere agricole să apară de mult. Știu că a fost o tentativă în 2008-2009 când a apărut prima formă a legii, s-au făcut alegeri, am înțeles, în vreo 14 sau 15 județe, după care, nemai fiind aplicată și în celelalte județe,
nu s-a mai continuat, în fine, și e păcat, pentru că în 10 ani aceste camere agricole erau consolidate și foarte multe din problemele acestea interne de ecosistem, relațiile între fermierii dintr-un anumit județ erau rezolvate la nivelul acelor camere agricole, probleme pe care administrația niciodată nu se le poate rezolva, oricâte echipe de control și inspecție o să trimiți, niciodată problemele interne nu o să poată fi rezolvate. O să vedem care va fi decizia Curții Constituționale, cu legea se va reveni, se poate reveni foarte repede, dacă trebuie modificat ceva, se modifice, iar noi asta susțineți înființarea camerelor bineînțeles, agricole. Bineînțeles, a fost unul din punctele și acum este. În cele 16 puncte am trecut doar peste 9. Camerele agricole și reforma proprietății, pentru că aici este o altă discuție. Iarăși, relația între cel care lucrează terenul și cel care deține terenul este o chestie foarte delicată, dar din nefericire știu că am supărat pe unii proprietari când am afirmat că corect ar fi subvențiile să ajungă doar la cei care lucrează terenul. Cei care dețin terenul trebuie să beneficieze de o arendă corectă în baza unui contract de arendă legal. Pentru că m-am întâlnit cu foarte mulți fermieri și mai mici și mai mari din toate zonele țării și am constatat că fenomenul acesta este îngrijorător. Unii proprietari percep o arendă neformalizată în niciun fel de la cel care lucrează terenul, amenințându-l că anul viitor o să dea la altcineva în lucru terenul, dar ei își depun în același timp documentația pentru subvenții pentru plata unică, ceea ce nu este corect. Vom găsi o modalitate, mai ales că în strategia Comisiei se discută despre fermierul veritabil. Și vom găsi și noi o modalitate, așa este normal, o modalitate încât doar cei care lucrează terenul să beneficieze de subvenții. Nu știu, la depunerea cererii o să cerem, unii fermieri au spus, domnul ministru, de ce nu le cereți facturi, cum și-au lucrat terenul, cum și-au cumpărat pesticide, cum și-au cumpărat semințe. Unora care doar depun cererea și sunându-ne pe noi la telefon, anul ăsta ce ai pus? Că vreau să-mi depun cererea. Bun, o întrebare legată de aceste camere agricole. Se desființează direcțiile agricole județene și vom avea numai camere agricole sau rămân cele două instituții? Nu, ideea este să nu mai înființăm încă o instituție. Ideea este ca, la fel cum se întâmplă peste tot. Acum, trebuie spus, direcții agricole nu are nicio țară din Europa. Direcțiile agricole au avut o justificare și au fost foarte importante când toată agricultura e agricultură de stat. Toată agricultura din România este o agricultură privată. Și atunci, în afară de instituțiile de control, de reglementare, de cele care fac politici, nu se justifică să rămână în zona statului. Aceste camere agricole trebuie să fie niște entități private, dar de interes public. Așa cum sunt ele în toate. Și încet, încet, aceste camere agricole să preia treptat. Să preia atribuțiile pe care acum direcțiile agricole le-au, mai puțin atribuțiile de control și de inspecții. Deci acea componentă, dar în rest, aceste camere agricole vor trebui să preia multe din atribuțiile direcțiilor agricole. Altfel n-are rost să le facem. Mai creăm încă o entitate care să facă ce? Bun. Haideți că mai avem câteva subiecte. Ajutoare pentru fermieri, pentru cei calamitați de secetă în primăvară. Oamenii așteaptă să vadă ce se întâmplă și de asemenea vor să le spuneți când vor veni sumele restante pentru culturile de toamnă. Au primit în jur de 80% din... 83%. 83%? Da. În unele cazuri am înțeles că sunt 81%. Mă rog, nu comentăm. O diferență de 17%, 19% când vor veni banii. Acum, noi o să încercăm să dăm și o să dăm. Acum găutăm soluții și celor care au fost afectați pentru culturile din primăvară, că așa este corect. Nu putem avea dublă măsură. Evaluările ne spun că tot aproximativ 1,2 milioane hectare sunt afectate. Sigur, marea majoritate acestor hectare discutăm despre porumb, dar este și floarea soarelui și
alte culturi, dar în primul rând porumb, iar pagubele sunt considerabile. Sub ce formă? Bani? Vouchere? Nu, noi am vrea să dăm tot bani, pentru că au fost mai multe ipoteze de lucru, să dăm vouchere pentru procurarea de inputuri. Noi am vrea să dăm tot bani și la rectificarea de buget care va fi în 15 vom ști exact cum și când anume o să plătim, dar cu siguranță o să plătim. Noi am pregătit ordonanța de urgență, pentru că trebuie să dăm ordonanță de urgență, un act normativ care trebuie să-l notificăm la comisie, la fel cum am făcut pentru celelalte ajutoare. Sigur că o să fie mult mai simplu, pentru că calea este bătută deja. Trebuie să identificăm acele resurse. Noi așteptăm rectificarea pentru că avem mai multe nevoi care vrem să le acoperim la această rectificare, în așa fel încât să putem să ducem ce ar fi, ne puteți agricol. Zice? Prin rectificarea asta, ce ați urmărit să atingeți? Avem de... Trebuie să plătim motorina trimestru 2, unde avem 160 de milioane de lei. Trebuie să ne asigurăm că avem bani și pentru, până la finalul anului, avem bani puși deoparte pentru avansuri, până în 30 noiembrie, dar în luna decembrie trebuie să plătim și restul subvențiilor. Din ce am discutat cu ministrul finanțelor, acești bani sunt și să prioritatea numărul 1, sigur, la rectificare, este această sumă destinată despăgubirilor pentru secetă. Aici este vorba de suma cea mai mare. În rest, și în plus, iarăși am avea nevoie de vreo 100 de milioane pentru toate lucrările care le-am făcut în plus anul acesta la ANIF. Noi anul acesta am alocat vreo 250 de milioane de lei, dar am avut mult mai multe cheltuieri și la programul Apa Gratis, dar și lucrări care nu erau prinse în planificare și care, datorită rectificarea când ar fi urgenței în 14-15 noiembrie. 14-15 noiembrie, suntem pe 3 astăzi, dacă da. Am... Înțeles eu bine, m-am uitat bine în calendar. Dar deci n-ar mai fi mult. Dar cu siguranță, pentru că am promis că dăm despăgubiri, o să dăm și aceste despăgubiri, că așa este corect. Aveți și o sumă per hectar? Nu, acum lucrează colegii la fundamentarea sumei, pentru că va trebui comisie, indiferent... Tot în jur de 200 de când euro? Va fi, cam așa. Indiferent cât va fi suma, comisiei trebuie să-i prezinți o formulă de calcul și cât mai corectă. Și, sigur, diferențiată între diferitele culturi. Dar diferența zic că nu au fost mari nici data trecută. Dar... Deci cam la 200 de euro. Cam acolo. Bun, mai am o întrebare, că nu mai avem multe minute. Pentru cei din piscicultură, vă întreabă cei afectați de Natura 2000, pagubele produse de cormorani, când își vor primi banii? Acum, cei care ne întreabă, cu siguranță știu despre ce e vorba. Este un conflict acolo, între cei care urmau să primească banii și între cei care, în opinia lor, dar și în opinia noastră după ce am analizat, nu primeau banii. Pentru că criteriile care s-au făcut atunci nu au fost niște criterii obiective, se refereau la suprafața pe care cresc puieți, în fine. Iar la o analiză mai atentă, am observat că erau ferme piscicole care cereau sume consistente, iar dacă analizai producția în ultimii ani, diferențele erau foarte mari. Sau dacă analizai inputurile care le-au cumpărat, sau dacă analizai numărul de angajați, diferențele erau foarte mari. Drept pentru care noi nu am făcut acele plăți, am sistat acele plăți. Când conflictul s-a agravat, s-a sesizat și Inspectoratul General de Poliție și DNA-ul. Sunt anchete în curs. Comisia ne-a recomandat să reluăm apelul, deci să nu facem plățile și să reluăm apelul, și de aceea vom relua apelul cu alte criterii. Nu să pierd banii, deci. Banii nu să pierd. Eu, dacă mă întrebați ce aș dori eu, dar nu întotdeauna se întâmplă ceea ce îți dorești, eu aș dori să dau la toți cei care au avut pierderi, nu doar la unii, la toți cei care au avut pierderi, dar pe niște criterii foarte cuantificabile. Și m-aș duce, eu aș face o medie a producției pe ultimii ani. Producția raportată. Bun.
cam astea. Oricum, nu ca o compensare a ceea ce am spus până acum, cei de la care se ocupă de acvacultură în minister au creionat acum și au notificat la comisie și o formă de sprijin, la fel cum am făcut pentru sectoarele din agricultură, sprijin pentru a compensa pierderile datorate sau cauzate, mai corect spus, de evoluția pandemiei, unde avem, sigur, suma nu-i mare, 2,5 milioane euro pentru această schemă de sprijin. Așa fel încât să venim și în zona aceasta cu o schemă de sprijin. Mi-au spus că au comunicat comisiei și așteptăm. Poate în viitor ne gândim și la înființarea fondului mutual să mai... Este una din priorități, o strategie de gestionare a riscurilor. Aici discutăm despre fonduri mutuale, dar și de o relație corectă între asiguratori, între ASF și fermieri. Dar aici avem nevoie de o bună colaborare din partea liderilor fermierilor și eu mi-aș dori ca anul acesta să plouă, să nu mai fie secetă, dar interesul legat de asigurări și de irigații să-l păstrăm și anul viitor și să nu pierdem tempo-ul, pentru că nu știm ce ani vor veni. Exact. Mulțumesc mult de tot, domnule ministru. Mă bucur că am stat de vorbă. Mă bucur și din perspectiva telespectatorilor noștri, pentru că sunt convins că au urmărit cu mare atenție dezbaterea noastră. Le-ați oferit multe informații în seara asta. E bine că oamenii știu ce au de făcut și de azi înainte. Cu telespectatorii mei, mă revăd mâine seară, începând cu ora 20, tot aici la Agro TV, la Agricultura la Raport.